Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem în direct pe grupul Burlacu Cahul fără cenzură, un grup de Facebook creat recent de mine și cu doamna Tamara, pentru că amândoi am fost cenzurați în celălalt grup mai mare al comunei Burlacu. Și acum iată, vorbim despre campania electorală. Doamna candidează independentă la și încă pentru un mandat la funcția de consilier local, dar și pentru funcția de primar, pentru că e nemulțumită de felul cum gestionează treburile fostul primar. Eu sper că nu o să-l mai votați. Are patru mandate. Mi se pare cam mult. E necesară o schimbare. Dar oricum e unul dintre concurenții electorali și azi, iată, s-a enervat când a văzut-o pe cealaltă concurentă independentă în jurul primăriei. Nu știi, căuta fostul primar la primărie când el e suspendat. Dar gestul lui mi se pare inadmisibil. V-a agresat. Doamnă, vă rog să ne povestiți. Între timp eu pun clipul ca oamenii eventual să-l vadă integral, pentru că atunci când i-am invitat în această discuție, le-am dat un fragment foarte scurt din atacul acela. Mai precizez doar că discuția asta, în direct fiind, e deschisă, poate să adere la discuție oricine, inclusiv fostul primar Munteanu sau oricine dintre ceilalți concurenți electorali pentru funcția de primar sau oricine din satul Burlacu, oricine din acest grup. Dacă vreți, distribuiți acest video și pe alte grupuri și pe profiluri personale, poate oricine să participe, pentru că e o discuție publică. Deci cu ce treabă ați ajuns azi la primărie? La data de 2 noiembrie, eu chiar mă duceam în a doua parte a zilei, mă duceam cu campania electorală prin sat. M-am oprit la fața primăriei undeva în jurul orei 16. M-am așezat ca să dau cuiva un mesaj. Deci în momentul dat văd că vine spre primărie, se urcă între primărie primarul, care eu chiar și-a rămas, nu știu cum, uimit. Am văzut vreo câteva minute, zic, nu iese, zic, dar ce-o fi făcând? Nu știu, deși eu m-am gândit ce e amploare aceste acțiuni. Am intrat în primărie și am văzut că el deja a scoborat de la etajul 2 și l-am întrebat, zic, de ce el iarăși vine la primărie, eu zic, care așa vrea el. Ca după eu să văd că el s-a dus în partea din spate, acolo unde este creat spațiu pentru cazan. Centrala deci am văzut piernică, da. Da. Am văzut că cu iată acolo, zic, n-am înțeles ce trebăluiește el. Asta pentru mine a devenit, pentru că până astăzi eu încă nu am răspuns ce măsuri am întreprins cu el atunci când el a luat acei saci pretins și eu dus eu nu știu unde. Și deci n-am înțeles ce chiar recidivează acțiunile astea lui. Eu așa m-am gândit. Dar după o bucată de timp el mă înjură, mă izgonește, vezi că mă fugărește de pe teritoriu, mă înjură, pleacă și peste o bucată de timp se întoarce iarăși înapoi un țătean care pretins lucrează la cineva, instalează poate căldură sau eu știu, și deci iarăși s-au apropiat de acea cazangerie, pretin, cum ea se numește. Deci el când m-a văzut pe mine iarăși când eu filmez, atunci s-a năpustit la mine, m-a îndrăznit de m-a oblintit. Eu m-am căzut, m-am lovit de bordura cei care era acolo. Eu nu m-am așteptat, el atât devenise agitat. Dar știți de ce? Pentru că din câte eu v-am trimis dumneavoastră un video, tapetele cele în limba rusă îi spune moiușise, lavabile, sau cum se... Da. Cad tapetele, ele nu se țin. Deci, ce înseamnă? Uitați-vă ce înseamnă. Până acum ei au încercat să înclei tapetele cu un reșou electric. Câte cheltuieli? Plus 30, la cel 35.000 de lei, care sunt preconizate, socotite, chipzuite pentru birouri, se mai adună și cheltuielile de la lumina electrică și acum au inclus căldura
mă rog, la caloriferic, eu de una zi am văzut că ei umblau ca furnicile și instalau calorifierile. Am văzut țevile cam șerpuite, am văzut țevile nespălate, necurățite, dar instalate așa șerpuite. Chiar țevile nici nu erau curățite de rușine. Dar nu că vreau eu cuiva să-i fac rău, dar uitați-vă câți bani se consumă, uitați-vă cum se face tot teap-leap, nici țevile măcar curățite de rușine. Și repede se instaleze, se conecteze la lumină, se conecteze la gaz ca să facă căldură. Deci ne iese că secretara, ea este favorizată sau cumva specială, că doar în biroul ei se îngleie tapete, când celelalte birouri se pun pereții, se dau pereții tot cu vopsea de asta. Știți, voi știți Dar în care e diferența? Adică de ce e mai bun să pui tapet? Că e mai asta e cald preferința sau e mai ei. frumos sau de ce? E preferința ei, că ea tot tapetul a avut, dar nu era lavabil și nu erau cheltuiți 35.000 de lei. Iată, asta era. Dar toată tocmeala asta a fost între primar, între secretară și între ceilalți angajați care mai lucrează acolo. Deci n-au tocmit acest proiect, cum v-am mai spus mai înainte, cu sătenii, cu directorul gimnaziului, cu consilierii. Ei și-au ales așa, preferința lor asta a fost. Deci, în toate birourile, inclusiv acel al șaselea birou, care micuț, eu tot v-am trimis astăzi, până a fi eu blintită, până a fi eu izgonită și înjurată. Deci, în acel birou, încă spun că acolo sunt materiale, doar vreo jumătate din pereți. Dar ideea care? Nu mai, vă zic, am stat acolo la primărie, am văzut și băiatul care abia coboară treptele. Nici o iotă, încă o dată zic, nimic n-au inclus, n-au descris în proiect problema dată, așa, despre necesitatea unei rampe. Deja sătenii se duc astăzi a doua zi când sătenii se îndreaptă la primărie și întocmesc niște formulare la asistentul social pentru ajutorul acesta, ajutor la contor. Am văzut azi bătrâni care se urcau și țineau de perete și care coborau tot așa, ținându-se de perete. Nu știu cum trebuie și ele trebuie, că nu s-au tăiat dinainte, dar parcă vin puțin, parcă în loc, nu știu cum. Dar ei, mă rog, așa cum a fost, nu Și că... n-are nicio balustradă, e foarte Ce periculos acolo. N-ai de ce să te ții dacă ai nevoi speciale. Da. Și deci care, iarăși preferința secretarii care este favorizată, că sunt așa în societate persoane care devin favorizate. Ori au carnet de șmecher, orice, dar ele vin într-un fel speciale, un fel asobie, că deci iată, nu era bun cu tapetele cele. Și să vedeți cum tapetele cele toate scăzute jos, că ei sâmbătă și duminică n-au lucrat, au lăsat biroul închis, pretins să se usuce, dar dacă pereții sunt uzi și ai făcut tot la repezeală, la iuțeală, pereții nu s-au uscat. Așa de la suprafață par uscați. Dar de Inclusiv fapt tot... tencuiala e umedă, că e pusă recent, nu? Desigur că tot ei și tencuiala, și tot tencuiala asta, ea necesită să se usuce, nu așa se face în câtva timp să face reparația asta. Și atunci când este cald, da, admitem. De la Da, umezeala asta e așa. posibil și parchetul de jos să umfle, să se deformeze. Chiar Tot ce dacă e posibil. betonul de sub el e uscat, umezeala din pereți o să îmbibe în aer, o să intre în cartonul acela și o să se deformeze. Și bani aruncați în vânt, bani de la bugetul public. Pentru că din sub ei așează un fel de așternut, nu știu cum, în șiră. Da, să admitem. Da, și oricum au turnat podelele de mult, încă în vară sau în septembrie, când au început ei munca. În Pe când septembrie, atunci. pereții sunt făcuți recent. Da, pereții sunt recent. Deci pereții umezi, după aceea Foarte iarăși gros, pus s-a tencuială dat cu groasă. un fel de grunt, cu ce s-a mai dat acolo, după aceea cu alte amestecuri, tot cu apă, tot cu lichid. Și deci încă ce mai denotă că acolo este umezeală și încă și geamurile de termopan, între spațiul acesta, ele sunt asodate. E clar că e, da, acolo trebuia uscat mult timp și să fie cald afară sau cu
aerotermă, să sufle aerul ăsta, să-l usuce. Și eu acum mă gândesc, dacă secretara a fi sunat dimineața, dacă a fi sunat primarul și l-a fi chemat la primărie, nu știu, de ce a îndrăznit ea așa, sau s-au pus la cale, sau eu nu știu, credeți-mă, El a dar venit chiar să... după ce ai filmat mata în interior. Tapetele căzute, da? Cronologic, cum s-a întâmplat? Întâi a intrat mata și ai filmat, după ce a venit el să lucreze la canzăngerie, la centrala termică. Da? Da, așa a fost. Păi să lucreze, dar nu să mă bruscheze, nu să mă izgonească, nu să mă înjure. Și încă să vedeți că doar putea să includă acest cazan altă persoană, că acest Aurel Popa, care el lucrează cazanele, el putea să le instaleze, după cât înțeleg, chiar tot el l-a instalat prima dată, sau sunt alți angajați de la Cahul, care specialiști în conectarea cazanelor. Eu nu înțeleg, el așa de tare s-a năpustit asupra mea, de parcă trebuia să includă caloriferul, căldura pentru biroul soției, sau eu chiar prima dată l-am văzut pe dânsul atât de agitat. Și eu ce am mai făcut? Eu încă în 2021, pare mi se 2000, când m-a jurat el pe mine, era ora când eu veneam, prima reparație. Eu atunci l-am iertat. Acel video, acel audio eu l-am transmis unuia, altuia. Nu, l-am iertat. Zic, măi, poate și-a dat seama. A doua oară iarăși m-a jurat, l-am iertat. Am zis că, măi, nu trebuiește. Lasă-l, poate și-a dat seama. Totuși, cu 10, aproape 11 ani, e mai mic ca mine, dar sunt persoană în vârstă. Cum tu să-ți pui mintea să mă blintești atât eu, nu știu, chiar credeți-mă, nu... Și ce ați făcut în cazul ăsta? Că un om de rând se plânge, se jăluie, eventual are curaj de a un interviu, dar legea vă permite să faceți o plângere penală, nu? Te-am depus, am dat probele, am dat la poliție, A, deci ați sesizat poliția. am sesizat, dar eu am rămas rușinat. Alături era mașina de la care vine medicul de familie în sat, meșterii cei lucrau pe acolo, mai erau vreo trei bărbați pe sus acolo, pe pris, pe terasă sau cum se numește, că e înalt acolo. Dar eu nu știu, ori asta e deja din cale afară, că atât de tare au pus stăpânirea, patronimic sau nu patronimic, stăpânirea pe primărie. Și numai din motiv că, iată, nu-i vine secretarii pe gust, pe chef, nu-i vine colerul acela. Trebuie tapete de este lavabile care cad de pe pereți. Și ele sunt toate inflate acolo, v-am trimis acel video. S-ar putea să renunțe dacă o să vadă că nu-i potrivit de lipit tapete pe vremea asta și o să accepte și ea de sine. 10 Care oameni se disenică uită la noi, dar nimeni nu vrea nici să comenteze, nici să întrebe nimic. Oare sunt atât de speriați, de rușinați toți sau n-au ce să întrebe, ce să comenteze? Eu îi sfătuiesc chiar să intre cu noi în direct. Urmați linkul acela de mai jos, de sub acest video. Și puteți să participați în discuție fără neapărat să aveți un cont de Skype, fără neapărat să vă descărcați aplicația. Doar puneți un nume sau măcar un pseudonim acolo și intrați cu noi în discuție. Dacă nu, noi acum și o să închidem și o să ne căutăm de treabă. Noi am vrut să fie cât mai transparent, cât mai democratic, să poată oricine participa. Măcar puneți comentarii sau întrebări acolo, în chat. Deci, lumea să știe, apropo, eu v-am trimis dumneavoastră trimitere la lege, ce are primarul ce drepturi are primarul în perioada de grevadă. El este limitat în drepturi, nu în drepturi, adică în acțiuni în favoarea, deci acțiuni din cadrul primăriei. Deci nu el Plus trebuia să se acea... ducă să pornească centrala termică. Ce Sau spuneți? nu el trebuia să pornească centrala termică, nu el trebuia să evacueze sacii ce e din primărie, indiferent dacă erau deșeuri sau materiale de construcție. El n-avea ce să caute la primărie dacă e degrevat din funcție. Trebuie să fac campanie electorală, merge pe în sat, se întâlnește cu oamenii sau nu are curaj.
El are multe rude și tot ce e posibil să susțină. Deci are rude și deci asta este. Dacă lor le convine, la rude este, adică favoriza, în fine, nu mai... Dar uitați-vă câte nedreptăți, uitați-vă câte, dar numai câte, încă câte eu nu le-am spus, care nu le-am scos încă la iveală, referitor la deplasări, chiar la această deplasare care a suportat-o nu de mult, dar nu numai una, dar celălalt ani. Dar deplasările angajaților din timpul lucrului a plecat la Bolgrad și el a avut o cauză penală pe acest fapt. Dar ce e la Bolgrad? E oraș mare aproape de dumneavoastră, că e în altă țară. Bolgrad, dar nu-i departe de noi, E în nu cât Ucraina. acolo. Dau la Ucraina. Și acolo merg și fac cumpărături cetățenii. Și deci în timp, într-o... Sătenii, da, de acolo fac, se alimentează. Și deci în ziua când el a anunțat că va merge la Chișinău, el e repede, de asta sunt undeva vreo 5-6 ani în urmă, repede au tocmit așa un grup, toate angajatele, și au chiulit-o peste pătar la Bolgrad. Ca după Vamistul sau cineva de acolo, ei au sesizat să vadă, să verifice aceste persoane, sunt tabelate sau nu sunt tabelate. Deci s-a constatat că ele în ziua respectivă au mers la cumpărături în orașul Bolgrad, Ucraina, dar totodată au fost și incluse în lista de pontaj, în tabel. Și cu atâtea ilegalități că te-ai arătat, mataș, cu femeia aceea de la grădiniță și cu sonda aceea care e făcută pe banii României, sute de mii și nu funcționează nici acum, și oamenii continuă să-l voteze și el continuă să rămână la libertate. N-am cuvinte. Ce pot eu să spun? Ce pot eu să spun dacă toți pretinzi? Nu știu, eu... Și acolo la grădiniță erau 5 zile lucrătoare plus 2 zile sâmbătă și duminică. Deci plecate și s-a constatat că ieșită din țară în zi vineri după lucru, așa? Sâmbătă, duminică, zi nelucrătoare, adică zi din concediu, ca după ce se întoarce următoarea săptămână, în zi de duminică, ca următoarea zi luni, să fie la serviciu. Și asta ce, nu știu, ce era absentă 5 minute, 5 ore, erau 5 zile, 5 zile lucrătoare, care nu era la serviciu. Și acolo, dar primarul practic în fiecare zi se ducea la primărie și el nu vedea ce lucrători sunt la spălătorie. Se astupau și toate lucrurile astea erau făcute chiar cu bune intenții. Acum cu meșterii ăștia, care e hrăniți de la grădiniță. Și meșterii azi spărați, că ei nu mai dorm acolo în hotel. Am vorbit și cu medicul care e de la acolo, a zis că da, gata, e de acum, nu mai dorm acolo la etajul 2 în punctul medical. Dar de ce noi trăim așa? De ce noi trăim așa? De ce sătenii întreabă și de ce sătenii au observat că la noi o bucățică de drum nu a fost pavată, reparată, pavat trotuare? De ce, iată, de ce? De ce eu sunt vinovată? De ce eu sunt greșită? De ce referitor de satul Spicoasa, chiar cu acea plăcuță care manifestă respectul față de săteni? Pe o parte e afișată plăcuța, pe a doua parte, de unde ești de acolo? Din fundul gropii, de unde ești din Mai sat? degrabă arată lipsa de respect dacă de 3 ani stătea răsturnată plăcuța aceea și nimeni nu reacționa, nici primar, nici drumar, nici oamenii din sat. Înseamnă că acceptă așa, acceptă oricum. Să-mi chei n-au văzut că se poate mai bine. Ei au Înseamnă că își văzut, dar merită poate nu soarta. trebuie Și acum, iată, să 14 oameni erau cu noi în direct, nimeni nu zice nimic. Nici da, nici nu, nimeni nu vrea să intre cu noi în discuție. Așa vă trebuie. poate le este rușine, poate, eu nu știu, poate ori decide în cabină, Da, dar la vot dacă... acolo votul e secret. Poți să votezi cum vrei, dar tare mă tem că nici la bucătărie n-au curaj să vorbească. Dacă așa le place, așa o să aibă. Dacă așa le place și dacă așa le place și dacă promovează și ei
adică violența și insultele în societate, n-au decât să se alinieze și unde ajungem. Noi ne vrem sat european, noi ne vrem civilizație, noi ne vrem democrație. Acum dau seama, ole, cât ați suferit și voi prin Chișinău când erați la proteste, cât a suferit Ghena când erați la proteste. Eu n-am să cer azil politic, nicăieri, indiferent ce s-a întâmplat. Eu sunt în sat la mine, eu vreau acasă să am condiții cum au în Europa. Apropo, noi tot aici dacă avem apa de la, suntem alimentați de la o sursă care nici nu e a noastră, dar e prin, deci e luată sub, of, e cota valorică a găgăușilor. Dacă nu le trebuiește apă la fabrică, ne închide robinetul nou, străzile noastre, trei străzi, să duce apă la fabrică cât este nevoie, cât este necesar. Noi așa ne-am unit aceste trei străzi și am, dacă trebuiește noi pompă, cumpărăm sensul când și trebuiește, achităm. Plus la asta, lumina noi o achităm că, da, de acolo se pompează apa cu lumină. Dar noi nu ne simțim așa ca europeni, adică să știm cu siguranță că o să avem apă permanent și nu o să ne fie... Pentru că chiar ieri vorbeam la... veneam din Chișinău și vorbeam cu cineva, zice, dar la noi atât e de bine. Satul, nu departe, Tartaul, din Răul Cantemir. Deci că avem două sonde. Și deci atât e de bine. Deci sunt la primărie, plătim câte... Ei spuneau câte 9 lei cubul. Deci, dar suntem îndestulați, n-am avut niciodată zile lungi, timp îndelungat să nu avem apă. Și atunci, într-adevăr, când ești, de la noi toată cearta, toată neînțelegerea asta, toată nedumerirea e de la aprovizionarea cu apă. Da, este și drumul nefăcut, da, este și trotuarele sunt nefăcute. Dar dacă era să fie apă, poate le mai astupau durerea sătenilor. Eu cuvinte nu, deja în indignarea nu pot să ne exprim. De atâta eu când vă mai zic încă, din acest motiv am dorit să ajung consilier ca să văd totuși ce cu apa, de ce noi nu avem apă. Dacă se mai uită cineva și dacă doresc, nu o să-i impun, nu o să...